Hei, salutare oameni buni și bun venit la un nou episod din Minecraft cu AFG. În acest episod vom continua fix de unde am rămas de la trecută. Singurul lucru pe care l-am făcut este că am refăcut aceste două lăcașuri aici pentru zombie și pentru vrăjitoare, ca să continuăm cu ce am rămas și cu ceilalți. Să scoatem și din ceilalți duhurile urâte. Numai că m-am gândit că ăștia îi scot de acolo, pam, 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 și vin după mine. Numai că sunt prea obsedați de săteni. Îl împing pe ăsta, n-are treabă. Halo! Am încercat să-i dau și un pumn. Tâc! Ah, stai că acum mă vede. Acum mă vede. Super! Hai! Bun! Na că acum a mers. Așa, ia, tu vrei un pumn mic? Tuc. Așa, bun, hai și tu după mine. Așa. L-am rezolvat și pe acesta. Acum, sătenii ăștia trei de aici, vreau să-i scot ca să... Ia să blochez eu aici puțin. Să mergem să... Îi aducem și pe ceilalți. Și... Da, acolo este ușa cealaltă. Hai să destup iar aici. Cred că mă duc să-mi aduc niște șine și un vagonaș. Mai mâncăm puțin ceva. Și pe aici... Nu. Nu-i bine? Nu-i bine? Ce faci, mă? E prea atras de ceilalți săteni și nu mi-a făcut nimica. Am scăpat de data asta. Voi? Tot așa? Nu, ăla mă vede pe mine. Ăsta, în schimb, se uită numai după săteni. Și aici, aici, altă vrăjitoare. Bun. Hai să facem împreună acest lucru. Halo? Tic, tic. Hai să astup aici la loc. Așa. Să nu ne jedneze nimeni. Și ce am zis că am nevoie? Am nevoie de niște șină, niște vagonașe, mai iau niște mere și niște diamant. Niște aur, pardon. Să-l fac și pe astea. Tuc, 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 tuc. Și încă tuc. Așa. Avem 6 mere acum. Așa, și ce mai avem nevoie? Nu mai știu ce mai avem nevoie. Ce mai avem nevoie? Ce mai avem nevoie? Hai că ne ducem aminte și după aia revenim, dacă e. Când am văzut că nu se mișcă ea deloc, ceilalți infestați care au mai rămas. Am zis că s-ar putea să am nevoie de vagonașe și pentru ei. Dar am scăpat cu bine. Uite-mi cu un redstone. Uite-mi cu un redstone. Uite-mi cu... Încu. Așa. Ia să punem o lumiță și aici. Și... Hai să fac... Asta e grav. Și ajunge până aici. Să facă măruța asta, așa. Mamă, ce de reți, nu? Da. Dați-mi 2 secunde să termin puțin, să fac puțin camera asta mai mare. Și ne vedem. Bintănaș. Și ia uite ce-am găsit eu în spatele acestui aur. Niște diamant. 1, 2... 3, 4, 5, 6. 6 diamant! Yay! Și încă un redstone. Și cam atât. Bun. Aici astupăm înapoi. Să fie frumos. Și continui să fac camera. Când suntem la o adâncime de 11, e bine de multe ori să mai facem câte o găurică. Că poate dăm peste diamant.
cum am dat din greșeală mai devreme, putem să dăm intenționat de el. Și am făcut așa mai prin toți pereții și aici întâmplarea a făcut că am dat fix la noi în subteran și ca atare avem o ieșire mai scurtă decât ocolișul ăla. Trum, papa, peste tot pe acolo. Așa, și am făcut și camera și mă gândeam să-i bag în cât un colț din ăsta, așa, pe fiecare. Cam așa, o dată aici, o dată aici, o să fie fiecare într-un colț din ăsta. Nu trebuie să fie neapărat foarte frumos. Ia. Aha. Și ar mai fi încă unul aici. Ia. Așa, și dacă pun unul aici. Păi ar fi unul aici. Așa, ar fi cam greu pentru mine de ajuns acolo. E, lăsăm așa, stai să-mi iau și fierul ăsta. Și asta după aici înapoi. Lăsăm așa cum o fi. Așa, și aici încă unul, aici unul, aici unul și tot așa. Și cam până aici, hai să facem puțină lumină în sat. Sat la propriu. Aha. Așa, de fapt nu la propriu, că nu vreau să-l fac sat aici. Dar hai să începem să-i aducem pe ăștia. Blocăm încă o dată aici. Nu știu de ce am tot blocat, deblocat, blocat, deblocat. Hai să facem o treabă. Mă blochez aici și lu ăsta să nu... Alo! Ce-ai făcut? Cât a gliciu. Ia, te mai împing o dată? Aolea, ce urât! Cât de tare m-am putut speria. Așa, și dă să-mi iau și un vagonet. Așa, super. Hai, stai tu acolo. Ah, ce m-a speriat, am crezut că moare. Și ne aducem aminte de distracția din sezonul 1 cu sătenii și cu vagonașele lor. Cum te împing eu pe tine acum cel mai bine? Cam așa, hai. Uii. Se gândește că e într-un montan rus. Bun, tu stai acolo. O să încerc să pun un loc aici, nu mă lasă. Dacă fac așa. Hai, stai acolo. Să vedem să-mi recupere și șina. Așa. Stai acolo cu minte. Pac. Bun. Pe următorul îl bag aici. Tuc, 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 tuc. Care vine de... uite, asta o sparg. Sparg. Oh. E foarte puternic târâncopul ăsta, se pare. Așa, aici. Aici, pregătim terenul pentru... pentru ceilalți ureți care vor veni. Așa, tu. Aici. Așa, o să sperăm că nu ia la fugă. Mai are din când în când obiceiul de a o lua la fugă. Așa, o dată. Stai acolo. Așa, și un vagonaș. Tuc. Super. Uii. Și pregătim aici înapoi. Tu cum? Ah, bravo. Super avgă. Ia, poți să stai acolo cu minte? Acum da, da? Bun. Spun și ție una de-asta aici. Au. Scuze, iartă-mă. Hai, intră aici. Și deasupra capului. Bun. Acum nu mai pleacă nimeni. Tic. Așa. Mai avem acolo un loc. Acolo, 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 acolo. Peste tot. Hai să le... să le desfac pe cele neocupate. Și până la cum, cum ajung eu acolo la... vorba ta. Păi la o să-l bag pe aici. Și cred că-l bag chiar acum, fiindcă va fi destul de greu de intrat acolo și ca să-mi aduc aminte. Super! Așa, nu.
Așa și așa și așa și așa și așa și așa și așa. Pardon? Așa. Super. Scuze? Bun. Asta odată. Asta odată. Stai acolo. Stai acolo. Asta odată. Și așa și așa. Bun. Asta le sparge prea ușor. Așa. Bun. Și acum să fac puțină ordine aici. Și să ne pregătim să-i aducem pe ceilalți. Hai să eliberăm pe toți ăștia, să vedem dacă e tot ok. Eu zic că o să fie ok. Mai ales că ei o să îi urmărească pe săteni de acolo și poate ne ajută noul pathfinding din 1.8. Ia! Uite, deja unul. Unde vă duceți? Aoleu, stai că am lăsat deschis acolo. Aoleu, pe unde s-au dus? Bine că n-au venit încoace. Bun. Deci toți s-au dus greșit. Foarte rău. Foarte rău. Ia uite unde s-au dus. Hai să căutăm. Să căutăm drumul pe aici. Pe aici. Da? Pe aici. Facem puțin lumină. Și vedem dacă le e mai bine pe aici. Ia. Alo? Nu găsești și voi drumul mai bun? Of. Ce cu pânza asta? De unde-i pânza asta? Cine a lăsat pânza asta? Bun, hai să-i blochez aici, a? Și cred că-i duc cu trenulețul, nu știu cu ce să-i duc. Unu câte un. Trebuie să nu uităm să deschidem și aici drumul. Pe aici vrem să o ia. Deocamdată pe aici, să-i ducem mai întâi toți la grămadă. Da. E distracție. Ah, stai că le dau un pumn. Tic. Tu vii după mine? Bun, hai. Uite, suntem de faza cu pumnul. Tic, 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 tic. 1. Următorul. Doi, trei. Cred că am pierdut unul la un moment dat. Cred că pânza aia era de la unul dintre ei. Cred că s-a întâmplat un mic accident. Parcă țin minte că erau mai mulți. Ah, bun așa. Da. L-am omorât și pe ăsta. Și aici a mai căzut vreunul? Aici a plecat unul? Nu. Ei oricum erau foarte slăbiți de la căzătura asta. Și nu le mai crescuse viața. Aia e. Așa, ia. Astupăm aici înapoi. Aici astupăm înapoi, înapoi. Înapoi și acolo. Așa, 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 așa. Super. Ușițe mai am? Cred că am toate prostioarele pe mine ever inventate. Hai că tu rămâi acolo cu minte. Așa. Bun. Hai să verificăm. Data viitoare va trebui să blochez aici. Ceea ce voi face acum cu vrăjitoarea. Deci am blocat odată aici. Și drumul acesta îl blochez aici. Și mi-au vrăjitoarea și vrăjitoarea vreau să o duc în locul ăsta. De fapt, vrăjitoarea aș putea să o duc direct. Nu,
Îi duc mai întâi pe ei. Nici nu știu de ce m-am oprit aici. Hai că duc... Iar va fi distracție. Dar poate că pe drumul ăsta mai scurt așa va, poate va fi mai ușor. Ia să vedem. Ha? Ha? 1, 2, 3, 4. Am și eu 4. 4. Câți? 4. Aia. Oricum, să tenii, după aia o să-i înmulțești între ei. Dar să-i rezolvăm și pe ăștia și după aia am terminat și cu exorcismul. După aia ne apucăm de puiericultură. Ne apucăm de... de mulțitul lor prin... Stai să ținem minte că e aici asta. Prin alte mijloace. Hello! Hello! Așa. Ia. La vrăjitor... Nu. Bine că a ratat. Hai. Hai. Încă puțin. Aoleu, ce viteză ai. Aoleu, ce viteză are. Nu. Trece acolo. Bun. Hiu! Așa. Pardon? Super. Și am zis că bag mai întâi zombii, fiindcă ei nu dau în mine. I-am băgat. Bun. După care vrăjitoarea trebuie să intre și ea. Hai să limim pe aici. Bariere, bariere. Pam, pam, pam. Hai să-i fie mai simplu. Îi facem așa și... Au, au, au. Hai. Era să uit să deschid alea. Perfect. Acum închid aici la loc. Stai să-mi iau astea. Așa. Tuc, tuc. Și aceeași poveste ca și mai devreme. O să... De aici așa. Cing. Am merele pregătite. A pizza. Aoleu, câte nu am la mine. Mere. Hai că ne ajung. Bun. Mai mâncăm ceva? Ah, apropo. Uite câte bumbunuțuri am găsit. 6 diamante vi le-am arătat, 19 aur și 24 de redstone și 6 lapis. Super. Ia. Stai să blochez aici. Ca nu cumva să... Așa, pun o torță acolo. Și hai să vedem. Deci, poison cel mai probabil. Bun. Și weakness? Nu? Asta a fost de mici? Nu, asta a fost tot de mici? Bun, weakness, ia! Stai, am mâncat și unul. Ia, încă unul pe cineva. Nu vrea. Bun, hai să... Să scăpăm cumva de vrăjitoare. Da, a trecut am omorât-o, acum... Ah, stai că i-a mai dat cuiva. Nu știu cum să scap de vrăjitoare. Fără să-i omor pe ăștia frumoșii. Bun. Și cine mai are? Unul dintre... Ah, eu sunt pe... Ah, absorption. Bun. Ăla vibrează, ăsta nu vibrează. Cred că toți vibrează. Nu, ăsta sigur nu vibrează. Hai să-i separăm. Punem niște apiță aici. Iau. Îl duc pe ăsta până în capăt de tot. Așa. Pac, pe ăsta l-am separat. Mai separăm din ei. Cum ziceam în episodul anterior, e bine să-i separăm, că dacă unul se transformă înaintea celuilalt, o să fie atacat după aia.
Bun. Asta e separat. Au bulele alea roșii cu toții, deci e bine. Ăștia doi nu știu exact dacă au amândoi bulele. Așa, hai că i-am separat și pe ăsta. Ăsta ce are? Ăsta n-are nimica. Ăsta e la care ziceam că nu vibrează. Ăsta va trebui dus înapoi. Și prietenul ăsta al nostru. Pam, pam. Îl împingem și pe el. Și l-am separat și pe el. Bun, și acum știm deja cum este să se transforme. Avem șinele deja pregătite. Așteptăm doar să se transforme. Pe ăsta am putea să-l... Putea și să-l omorâm. Între noi fiind vorba, că am destui săteni. Aici vreau să pun o ușă. Cred că mai au o ușă pe acasă. Ia să vedem. Tic. Așa, ia să vedem noi dacă mai avem vreo ușă. Nu aici. Ușă, uite, am o ușă de-asta și o ușă de-asta. Vreau să văd totuși prin ea. Și hai să mai fac niște... Deci am nevoie doar de unul de ăsta. Scap de astea, scap de astea, scap de astea, scap de astea, scap de astea. Și aici scap de ăsta, de ăsta, de ăsta, de ăsta... Nu, de ăsta m-am nevoie. Și de ăsta. Dar de ăsta și de ăsta și de ăsta. Așa. Și aici am mai făcut niște loc. De să mai scap și de astea. Și de ăsta. Bun. Nu pe aici. Am zis că aduc o ușă. Am luat ușa. N-am luat-o. N-am luat-o. Acum am luat-o. Așa, și vreau să o pun aici. Așa. Ei, și când și aceștia vor fi gata, o să-i mutăm și pe ei în căsuțele lor. Unul aici, unul aici și unul aici. Și după aia o să-i mai scot să-i mai mulțesc puțin. Și poate primi un fierar și un cleric și mulți alți săteni frumoși care ne pot ajuta pe viitor. Și o să le facem... nu știu ce s-a auzit. Și o să le facem o insuliță foarte frumoasă și lor, pe care o să avem toți sătenii. Și pe acea insuliță o să putem să mergem să facem schimburi. Și cu asta cred că o să putem să facem... Uite, deja hârtie. Cred că avem o tonă de hârtie și Fire Aspect. O să ne jucăm puțin în episodul următor cu schimburile... Ce tot se aude? Ah, s-au transformat ăștia. Da, sunetul special de transformat. Uite, ăsta este pescar. Am și pește. Nu, dar el doar mi-ncoace. Nu-i bun. Toolsmith. Și ăsta alt, încă un librar. Care e puțin mai scump, dar îmi dă Blast Protection. E, las că ne jucăm noi în episodul următor cu ei. Tu nu mai ai nevoie de tine și nici de șinele acestea. Ba da, de șine o să am nevoie să-i duc la loc. Dar, dacă v-a plăcut, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să-mi dați un like și un subscribe. Și ne vedem în episodul următor. O zi bună vă urez, pa, pa!